Pe 6 octombrie s-au împlinit 122 de ani de la nașterea marelui eseist și filozof moșcelean Petre Țuțea. Acesta este recunoscut pentru că l-a adus pe Dumnezeu aproape de oameni prin vorbe de duh memorabile, fiind unic prin geniul său oral, cugetările și replicile, dialogurile cu oameni simpli și profesori universitari, dar și cu oameni de stat din timpul său. Rețelele de socializare sunt pline acum cu replicile sale, trecând astfel testul timpului. Biblioteca Municipală Ioan Barbu marchează cei 122 de ani de la nașterea sa, dedicându-i expoziția de carte din această săptămână. La împlinirea 122 de ani de la nașterea eseistului moșcelean Petre Țuțea, Biblioteca Municipală Ioan Barbu din Câmpul Lung organizează o expoziție de publicații cu opera moșceleanului nostru. Câteva date despre Petre Țuțea: acesta s-a născut pe 6 octombrie 1902 în comuna Boteni, din vechiul județ Mușcel, în prezent județul Argeș. Tatăl său a fost preotul Petre Bădescu și care era căsătorit cu Paraschiva. După absolvirea școlii primare din Boteni, în 1913, Țuțea va urma până în 1917 cursurile gimnaziului din Nicu Golescu din Câmpul Lung Mușcel. Însă, fiindcă era perioada de război, școlile funcționau cu intermitență, profesorii erau mobilizați, astfel că timp de 3 ani Petre Țuțea și va petrece efectiv la Boteni, în casa părintească. În 1920, la sugestia consătanului său, viitorul etnograf Ion Chelcea, va urma cursurile clasei a 5-a de la Liceul Gheorghe Barițiu din Cluj, unde va lua diploma de bacalaureat în 1923. Se va înscrie ulterior la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Cluj, va obține licența și doctoratul în drept, chiar beneficiind de marele calificativ Magna Cum Laude în 1929. Începe să lucreze ca referent angajat prin concurs al Ministerului Industriei și Comerțului în 1933, ocazie cu care ajunge să fie detașat special în Germania la Agenția Economică din Berlin ca specialist. În perioada rebeliunii regionale este deținut pentru o perioadă scurtă de timp în lagărul de la Târgu Jiu. Va continua să lucreze la Ministerul privind Direcției Încurajării Exporturilor după august 1944. Va fi funcționar. Iar o perioadă care, după destituirea lui Lucrețiu Pătrășcanu de la conducerea guvernului, va fi deținut până în 1964, va fi arestat ca deținut politic. Și până la sfârșitul vieții sale trăiește extrem de modest într-o garsonieră în apropierea parcului Cismigiu din București, ajutat doar de câțiva prieteni care obținuseră un ajutor din partea casei scriitorilor pentru a se susține. Din punct de vedere activității sale publicistice, deși a fost pasionat de jurnalistică și a fost colaborator al ziarului Tineretului Național Țărănesc cu Bazil Gruia, a colaborat la revista Stânga, a colaborat la diverse periodice, precum Cuvântul condus de Nae Ionescu, a publicat și o serie de articole precum Stil economic legionar sau Negociatorul legionar, va publica sub diverse pseudonime, precum Petre Boteanu, și de asemenea va scrie o serie de articole despre Mircea Eliade, despre Aristotel și arta și viața românească. Însă, lucrarea sa de bază a lui Petre Țuțea, către sfârșitul vieții, când începe să scrie o antropologie creștină care a fost concepută schematic în 6 capitole, iar, bineînțeles, volumele cunoscute privind 321 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea sau 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea, el rămânând unul dintre personalitățile marcante ale culturii mușcelene. Expoziția va fi prezentă la Biblioteca Municipală până la începutul săptămânii viitoare.